luminat din cer o rază de soare. Eu am sădit pentru tine o floare, dar o furtună într-o zi fără mile a rupt-o din rădăcine și m-am întristat. Am încercat să nu renunț la speranță, cât de puțin prețuiește o viață, o întreagă grădină am sădit pentru tine, să rămână în amintirea iubirii ce-a plecat. Dar știu că e târziu, acum mi-e sufletul pustiu. Ce să fac cu acum prin ruinile tale? Nu pot să știu fericit suntem oare. În umbra vieții sunt dureri și tristețe, multe drumuri rezlețe care ne despart. Acum mi-e sufletul pustiu. Ce să fac cu ea, cu inima mea, dacă ai uitat de este ritmul dimineții alături de mine la această dimineață, domnul Ștefan Darie. Bună dimineața, Ion. La mulți dimineața. Ani. Mulțumesc frumos. Felicitări din partea întregii echipe. Mulțumesc să aveți partea doar de sănătate și mult succes și cât mai multă inspirație. Mulțumesc. Și în proză, pentru că vom vorbi și de proză, avem aici o carte la care s-a lucrat foarte, foarte mult timp, desigur și în materie de muzică. Cum vă simțiți astăzi? O zi mai specială, simțiți ceva mai special? Mă simt bine, mulțumesc frumos, foarte bine, perfect. Mai inspirat pentru noi căi pe care să mergeți? Desigur, desigur. Sunt inspirat în continuu. În continuu, tot timpul. Da, s-a întâmplat, apropo, dacă îți vorbim de inspirație, probabil s-a întâmplat, dar vrem să știm de cât de des, ca noaptea, atunci când stați în pat, gata de culcare, toată lumea doarme, să vă ridicați și acum a venit, acum vreau păi să asta scriu. S-a întâmplat cu cartea. Asta în momentul când carte. Am scris, dar, pentru că erau nopți când chiar nu puteam să dorm până dimineață. Dați seama, a doua zi trebuie să lucrezi, trebuie să te miști și ești foarte nervos, nu poți să accepti, nu poți să percepi multe alte chestii și... Adică, dar așa trebuia să fie, nu știu, pentru că trebuia să finisez lucrul care l-am început. Nu atât de ușor mi-a fost, a fost destul de complicat. Scriu o carte asta, nu să scriu un mesaj pe o foaie. S-a primit 380 de foaie și am avut retrăiri, chiar vreau să spun un mesaj mic despre carte, e că este o carte, o istorie de dragoste, în stil așa american.
Și deoarece m-a inspirat de pe locurile Californiei și este o istorie așa tumultuoasă, să spun eu, zbuciumată, care pe de o parte este presurată cu esența dragostei curate, profunde, sincere, dar de altă parte este contaminată cu neîncredere, cu suspiciuni, cu supărări și mai departe, care a dus până la urmă la o despărțire între doi oameni care s-au iubit atât de mult și după aia toată viața lor este plină de suferință și cu un final de căutare, adică, da, așa mai mult tragic, dramatic. Dar până la urmă, fantoma asta din trecut este fictivă, este de fapt o metaforă a tot ce se este întâmplă. Este o metaforă, dar până la urmă este ok, da. Ea, cum, când o să citiți, o să vedeți, găsiți cine este fantoma. Are un mesaj ascuns. Sigur că da. Trebuie să le descoperim. Cum a apărut ideea, ca să o luăm de la început? Când a apărut ideea? Cumva... Ideea a fost așa, când eram, iarăși vorbesc de California, am fost pe o insulă acolo, alături de San Diego, se numește Coronado. Atât de mult mi-a plăcut, chiar eram cu mașină, luată în chirie și am atins puțin altă mașină. Și am avut un conflict cu doamnă, am clarificat noi tot bine, dar atât de mult mi-a plăcut insula și timpul cred că nu era atât de favorabil, oricum erau niște vânturi, niște ploi, dar am simțit ceva, parcă mi s-a părut așa un presimț am avut că eu am fost trăit toată viața acolo. Da, pe această cale vă întreb, pentru că tot timpul se vorbește de talent, de inspirație, locul în care ne aflăm, zona în care ne aflăm, poate fi o zonă, o doză sau să trezească o inspirație în noi? Sigur că da. Asta s-a întâmplat și cu dumneavoastră pe acea insulă? Oricum, nu depinde. E, poate să fie inspirația, ea apare așa de la sine, indiferent de la timpul de afară, indiferent de la... Nu știu, ea, de exemplu, la mine se naște așa. Da, lăuntric și pe neașteptate. Dar vorbim de carte, inițial, cu primul gând, despre ce doriți să scrieți și până la final, atunci când a fost lansată, s-au schimbat multe lucruri? Sigur că da, s-a schimbat foarte mult, deoarece chiar a fost așa o situație când eu am scris vreo 10 capitole și un moment dat am venit acasă și pur și simplu le-am luat și le-am șters și gata, au plecat în urnă. De atât pentru că nu mi-a plăcut mesajul, m-am gândit să fac ceva, o schimbare radicală. Mi-a venit alte idei. Tot timpul eram cu gândirea ce să fac, cum o să fac, cum o să închid, pentru că să începi una, dar să faci finalul frumos, și să fie cu ele, logică, asta e, să atingă cititorul, asta este important. Să scrii pur și simplu nu are sens. Dar vorbim de o perioadă lungă în care a fost scrisă, gândit, lucrat această carte. Cam 4-5 ani. 4,5 ani. Mai există un detaliu care este spus de foarte mulți prozatori, faptul că după câțiva ani, după 2-3 ani, atunci când recitești și ai scris la început, s-ar putea să nu te mai regăsești, s-ar putea să nu-ți mai placă. Nu știu că ați întâlnit... Îmi place, mie îmi place. Eu chiar am o carte în mașină și când mai stau pe îmbuteiajele noastre infernale, îmi deschid și citesc. Știu unde să citesc și îmi place. Dar, apropo, momentul în care continuați, nu știu, să zicem că ați ajuns la un anumit capitol deja spre final. Până așa. A continuat scrierea, reciteați tot de la început ca să vedeți de sigur, din nenumărate ori, sute de ori, de sute de ori, ca să fie tot perfect. Păi desigur că am fost ajutat de două doamne redactori, Tatiana Șașova și Elena Badăreu, care m-au ajutat, adică sunt specialiști în domeniu, care cunosc foarte bine, pentru că eu nu puteam să fac acest lucru. Este un lucru de rutină, să spun așa, de destul de complicat. Dar apropo de carte și de modul de a scrie, dacă o făceați, pentru că există varianta clasică pe foaie, pe coala albă, și există taparea, care mai nou este deja de ceva ani, cum vă era mai simplu să scrie, să puneți gândurile? Pe foaie sau taparea? Sigur că taparea era mai simplu, pentru că pe foaie sunt foarte multe greșeli le faci și pe urmă ceva nu-ți place, arunci foaia, trebuie să scrii din nou și tot așa mai departe. Pare să salvează. Foarte multe îndreptări, ca să înțelegeți, de exemplu, eu am scris astăzi, nu știu, o jumătate de foaia, a doua zi dimineață mi-era interesat ce s-o scris ieri aseară. La ora 6 dimineață mă trezeam, deschideam, citeam, nu-mi place, nu-i interesant, șters. Alții sau spuneam că e bine, merg mai departe și fără să mă opresc, fără să iau ceaia de dimineață, scriam mai departe. Până s-a oprit la moment și mai departe nu merge. Nu merge nimic, niciun cuvânt. Cât a durat perioada asta? Cea mai lungă perioadă în care nu ați avut inspirație sau nu găseați o cheie? A fost cam a doilea an, a fost o perioadă de vreo 3 luni, nu am scris niciun cuvânt. Nimic. Încercați, dar nu prea... Nimic.
până într-un moment anumit. Da, și când s-a pornit, pe urmă, cel mai mult s-a pornit în ultimul an. Am început a scrie, că practic jumătate de carte am scris într-un an de zile. Erau persoane, apropo, care, vorbind de membri apropiați, poate de familia, care, indiferent cât erau scris, nu, citeau? Nu citea nimeni, nu arătam la nimeni nimic. Până la final nimeni nu vede nimic? Nimic. Dar sunt sigur că erau întrebări. Ce scrii, despre ce e? Da, desigur că da, dar asta tot timpul meu liber care a fost, am fost preocupat de scrie cărți. Este în limba rusă, trebuie de menționat. Este în limba rusă, de atât, pentru că eu o să spun de ce e în limba rusă. În primul rând, îmi pare foarte rău și pe mine îmi pare foarte rău că sunt vorbitor de limba română, dar nu cunosc limba atât de profund ca să fiu... Să am capacitatea de a scrie o carte. Este foarte, foarte pătrunzător și trebuie să scrii foarte frumos, foarte, nu știu. N-am, în limba rusă pentru mine a fost mult mai ușor, deoarece am avut o parte din viață unde am o tangență mult cu vorbitori de limba rusă și m-am inspirat mult, am cântat într-o perioadă foarte multe cânti și cred că peste 500 știam. Și aia cred de acolo a venit toată ideea asta, dar în orice caz, ca să vorbesc în rusă, vă spun cum este cu accent, parcă așa mai trebuie să mă gândesc, dar când gândesc la gândire, gândesc cu totul altfel, o chestie tare paradoxală, interesantă. Dar oricum sunt specialiști care pot traduce cartea și pot apărea mai apoi și limba română, engleză și alte limbi. Desigur. Ea nu mai a apărut vineri acum, adică mai departe urmează să mă gândesc ce fac, pot să traduc și în engleză. Care a fost feedback-ul după lansare? Ce au zis cei care au reușit să citească? Păi, dar nici încă nu a fost prezentată nimic, nici prezentare de casă. Ea vineri abia a apărut încă... Absolut. Este premieră până acum, absolut nimeni nu a citit-o încă. Puteți fi voi cei care ne urmăriți, unii dintre primii care reușesc să o citească. Niște mesaje mici am expus pe Facebook, cât ceva și atât doar. Dar nu este citită încă din nimeni. Ea este în vânzare pe... Pe site-ul ăsta rusiesc... Nu putem să facem publicitate, ca să nu facem publicitate, că nu putem să anunțăm. Doresc să mă întreb, cel puțin criticii sau membrii din familie au reușit să o răsfoiască, să vadă câte ceva din ce e scris sau din ce le-ați povestit? Fiica mea a citit carte și a plăcut foarte mult. Urmează și un volum 2 sau urmează o continuare sau o altă carte, poate de una? Urmează alta. Deja este începutul și este scris. Deja este scris. Ați lucrat în paralel la două cărți sau după ce s-a încheiat asta? După. După ce a apărut timpul liber. Da. Dar acum sunt preocupat de alte chestii, acum vreau o muzică instrumentală să scriu și cam cu asta tot timpul liber îmi ia chitară. Dacă eu am așa perioade, trece de la una la alta, dar cartea oricum rămâne. Începutul, trei foi sunt scrise de acum. Și urmează... Și de acum le scriu cu știi cum de acum am învățat să le scriu corect, cum trebuie de scris ca scriitorul. Nu mai merge cum ar fi, ca să aflăm și noi? Corect, expresii corecte, adică te conduci după să meargă sensul, să fie tot, să curgă una din alta, știi, să fie frumos. Un șir logic care să aibă da, și cap și coadă. Da, de acum nici puține redactare o să trebuiască la așa ceva, cum scriu eu acum. Cam cu semne de punctuație, cum am înțeles, citesc, mă mai învăț. Învăț tot timpul ceva, trebuie să învăț. Da, în viața asta facem, de fapt, tot timpul învățăm ceva. Tot timpul trebuie să înveți. Deschizi și citești, înveți, dar altfel nu poți ști, pentru că sunt descris aici orașe, străzi concrete, familii, nume care să știu obiceiurile, cu ce masă e servesc, cum se îmbracă, cum trăiesc și mai departe. Trebuia să știu toată chestia asta, că este vorba de Anglia și e vorba de America. E adevărat lucru, trebuie să fie informația cât mai corectă. Bun, dacă e carte fictivă, e o altă poveste, acolo poți crea o lume întreagă, dar și acolo imaginația trebuie să ducă foarte departe. E corect. Eu vă mulțumesc mult că ați venit în această dimineață. Încă o dată vă urăm la mulți ani sincer de partea întregii echipe. Cât mai multă inspirație și pentru următoarea carte și desigur și în materie de muzică, pentru mulțumesc. Că așteptăm și instrumentalul și piesele noi. Însă nu vă lăsăm să plecați de aici până nu ne mai interpretați mulțumesc, o piesă. Primăvara urmează. Bine, mulțumesc. Da, mulțumesc. Primăvara urmează, primăvara să fie și în sufletele și în casele dumneavoastră. În această dimineață, Ștefan Darie alături de noi aici la Bună Dimineața. O aștept și acum și mai cred în a mea primăvară. Știu că ea va veni peste o noapte sau peste o zi.
Voi simți dulce pujele calde și mirosul florilor d'alde. Primăvara o port și acum în sufletul meu. Voi simți dulce pujele calde și mirosul florilor d'alde. Primăvara o port și acum în sufletul meu. Comoară de viață și amor și de tinerețe plină. E o poveste de dor și o speranță spre viitor. Vreau și zâmbet de soare când plouă. Vreau să aleg dimineața prin rouă. Primăvara e tot ce-mi dorește sufletul meu. Vreau și zâmbet de soare când plouă. Vreau să alerg dimineața prin rouă. Primăvara e tot ce-mi dorește sufletul meu. Va pleca, voi petrece o col lacrima mare. Și-mi rămâne să aștept alta nouă în viața mea. Zboară gândurile mele departe și acum de ea mă desparte. Primăvara e tot ce-mi dorește inima mea. Gândurile mele departe și acum de ea mă desparte. Primăvara e tot ce-mi dorește inima mea.